Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt Alexandru Nicolici, gazda dumneavoastră la o nouă emisiune Între spațiu și timp. În seara aceasta vom vorbi despre una dintre cele mai teribile boli care afectează umanitatea, și anume frica. Da, frica este o boală larg răspândită, din păcate. Ce înseamnă frică? Ce o generează? Cum se manifestă? Ce consecințe produce? Despre asta va fi vorba în această seară, cu foarte multe alte detalii și amănunte, în așa fel încât să încercăm să ne lămurim cum e cu frica și să sperăm că vom reuși să scăpăm de toate fricile posibile, care sunt extrem de multe. Ce înseamnă frica și din ce se naște ea? În primul rând, din necunoaștere. Oamenii se tem de ceea ce nu cunosc. De un posibil necunoscut care ar putea fi rău, dar ar putea fi și bun. Dar în principiu considerăm că tot ce nu știm e periculos. Și automat ne creează un sentiment teribil de frică, iar frica generează refuzul de a accesa noul. De unde rezistența la tot ceea ce înseamnă schimbare și noutate? Din faptul că omul este prizonierul obiceiurilor sale. Da, suntem prizonierii obișnuințelor noastre. Așa cum ne-am format anumite deprinderi, anumite tabieturi, așa le continuăm și trec zile în șir în care nu facem decât ce am mai făcut și până acum, în care totul este rutină și monotonie și în care nu se schimbă nimic. Și parcă auzisem că am venit în planul fizic să învățăm. Păi cum învățăm? Repetând, bineînțeles, dar exact același lucru. Înseamnă că ne dorim să învățăm extrem de puține lucruri. Ce înseamnă frică și care ar fi motivele pentru care ea apare? În general se tem, se confruntă cu fricile oamenii care cred că au ceva de pierdut. Aoleu, cum adică să pierd ceva? Păi și așa n-am prea multe. Ce să mai pierd? Credeți-mă, întotdeauna putem să suportăm pierderi cu condiția să înțelegem fenomenul și mecanismele. Orice lucru care se întâmplă are o cauză. Nimic nu ni se întâmplă degeaba. Iar dacă în viața noastră ne temem de ceva, de cele mai multe ori noi suntem cei care creăm acea situație de care ne temem, din categoria frumosului proverb: de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Cum se manifestă acest fenomen? Simplu. În general, oamenii au gânduri pe care le exprimă prin cuvinte. Iar cuvântul, așa după cum foarte bine cunoaștem, cuvântul are o forță uriașă de materializare. Tot ceea ce rostim creează situații, conjuncturi, produce efecte, declanșează o ceartă sau cine știe ce altceva. Iar în momentul în care formulările pe care le utilizăm conțin negații, avem o mare problemă. Cum funcționează mecanismul de materializare al gândurilor sau al vorbelor pe care le rostim? Păi, producem un gând, eventual îl rostim, putem să-l rostim și în gând, putem să-l și sonorizăm, dar dacă acel gând conține o negație, ceva de genul: auzi că bântuie un virus, aoleu, să nu mă îmbolnăvesc. Asta este ceea ce sonorizăm, ceea ce rostim, indiferent dacă o facem sau nu la nivel mental sau prin viu grai. Ce se întâmplă mai departe? Pe mecanismul e simplu. Cel care pune în practică toate aceste gânduri, comenzi de fapt ale noastre, este subconștientul. Să nu mă întrebați cine e acesta și unde stă el. Undeva pe acolo, prin structura omului. Subconștientul are ca funcție materializarea comenzilor pe care le primește de la mintea noastră minunată.
Numai că el are o problemă. Este incapabil în a citi negațiile. Pe astea nu le vede. Și din formularea aoleo să nu mă îmbolnăvesc, el înțelege aoleo să, pauză, mă îmbolnăvesc. Că negația n-a văzut-o. Nu era mai simplu să spui sunt sănătos? Și uite așa, o exprimare greșită ne aduce o problemă. Pentru că subconștientul lui se pare că noi am comandat să vină boala. Și ne aduce boala. Și asta este, cum să vă spun, e o banalitate, e un fleac. Dar este una dintre cheile esențiale ale gândirii pozitive. Gândirea pozitivă nu e ceva atât de măreț precum își imaginează mulți. Nu, este doar o problemă de alegere a cuvintelor, de alegere a noțiunilor și mai ales o abordare constructivă, optimistă, în care să nu lași loc să se poată interpreta ceea ce comanzi, rostești sau enunți. Deci, una dintre marile probleme pe care le are omul este că el își creează multe din belelele cu care se confruntă, tocmai încercând să se ferească de ele. Dar asta e, dacă nu ne-a învățat nimeni despre efectele nocive ale utilizării negațiilor, folosim și noi ce putem. Și când mă gândesc că în Dex-ul online există vreo 376.000 de cuvinte, adică am avea de unde alege. Întotdeauna poți găsi o reformulare mult mai constructivă. Dar oamenii utilizează un bagaj de cuvinte redus la 1.000, maxim 2.000, hai să zic 3.000 în cazul în care chiar folosiți atât de multe cuvinte în vorbirea curentă și mai ales în gândirea de zi cu zi. Gândurile sunt acele elemente care ne scapă atât de des de sub control și care definesc lucrurile cu care ne vom întâlni în viață. Tot ceea ce comandăm apare. E adevărat că mai există și o altă lege care trebuie respectată și anume legea utilității. Nu ți se va da ceva de care chiar nu ai nevoie. De exemplu, dacă doriți să vă construiți un igloo, puteți să încercați. Deși zăpadă ar fi destulă, dar vă garantez că nu o să aveți nevoie de un igloo. Cel puțin nu în România. Iar, cum spuneam, teama de necunoscut generează extrem de multe probleme. Iar acest necunoscut, pentru a scăpa de problemele pe care ni le creează, ar trebui să ne apucăm să studiem, să cercetăm, să căutăm. Aoleu, nu vă trimit la școală. La școală am fost cândva. Dar ar fi nevoie de o formă prin care să învățăm ceea ce ne lipsește. Să cunoaștem ceea ce am avea nevoie și despre care știm extrem de puține lucruri sau habar n-avem ce-o fi aia. Care sunt lucrurile de care are omul nevoie? Lucrurile de care avem nevoie și pe care ar trebui să le cunoaștem și care ne-ar scăpa de foarte multe frici sunt legate de viața noastră, de viața la propriu. Una dintre marile frici este frica de moarte. Aoleu! Da, murim. Cum adică murim? Da, m-au zis că toți oamenii mor. La un moment dat, n-am spus când. Fiecare după anumite criterii. Păi, dar eu nu vreau să mor. De acord și cu asta. În cazul acesta ar trebui să trăiești într-un anumit fel pentru ca viața ta să se prelungească. Respectarea anumitor reguli, respectarea unui mod de viață prelungește viața și automat aduce și o viață frumoasă. Aoleu! Nu, să nu credeți că am înnebunit. Vorbesc despre o viață frumoasă în condițiile în care 2017 în România, nu în alte părți.
și respectând regulile, fără să utilizăm cine știe ce lucruri care încalcă legile. Cum se poate asta? Păi, în primul rând, trebuie să căutați răspunsul la o întrebare esențială. De ce trăiesc? Care e motivul pentru care exist pe acest pământ eu și încă 7 miliarde de oameni? Ce caut eu pe aici? Un om care nu-și pune întrebarea asta nu prea își justifică locul în planul fizic. Adică doar trăiesc pe pilot automat pentru că m-am născut și acum ce să fac, să mor? Nu. E prea puțin. Dacă ai o viață, e bine să fii conștient de ea. Adică ce caut eu în viața mea? E o întrebare la care foarte puțin reușesc să dea un răspuns. Nu pentru că ar fi greu, ci pentru că nu și-au pus niciodată întrebarea asta. Și credeți-mă, este una din întrebările cheie de la care pornesc toate celelalte descoperiri ale propriei vieți. Oamenii știu foarte puțin despre viața lor. Nici nu prea îi interesează. Ce vor oamenii? Păi, să le fie bine. Fiecare își definește binele pe criterii materiale, alții își definesc binele pe criterii sufletești, sentimentale, alții vor criterii pentru definirea binelui referitoare la putere, unii vor să ajungă șefi, unii vor să comande. Ok, bravo lor! Dar oare în momentul în care Dumnezeu ne-a făcut darul cel mai de preț pe care ni-l putea oferi, și anume viața, oare cu ce scop ne-a dat-o? Oare cu ce treabă ne-a trimis pe aici prin planul fizic? Când găsești răspunsul la întrebarea asta, teama de moarte se estompează sau dispare. Când și unde a apărut teama de moarte la nivel de masă? De mult, foarte de mult. Acum 2500 de ani, poate chiar un pic mai înainte. Și vorba de Grecia antică, secolul 6, secolul 5, înainte de Hristos, secolul de aur pe care l-au avut, în care s-au apucat și au construit temple frumoase, statui frumoase. În statuile respective erau reprezentați oameni. Oare ce i-a apucat așa brusc și intensiv să-și sculpteze corpurile fizice? Toate statuile acelea frumoase din templele grecești s-au născut din teama de moarte. Aoleu! Grav lucru! Cum să se nască un lucru frumos din frica de moarte? Și uite că acest paradox există. Până atunci, oamenii știau, la nivel de mentalitate de masă, știau că ei nu mor, ci doar se mută într-o altă lume. Și fiecare civilizație, și vechea Indie, și Imperiul Persan, și vechiul Egipt, și statele grecești, și Imperiul Roman, toate aveau reprezentări ale vieții de dincolo. Adică viața de dincolo de planul fizic. Ei știau că totul se continuă. La greci, apărând teribilele impulsuri ale inteligenței, apărând pericle cu marile lui inovații, apărând un Solon, un Pitagora și mulți alți filozofi și teoreticieni de forță ai cunoașterii, cunoașterea a adus pierderea sentimentului de nemurire. E paradoxal. Iar ultimul popor la care a existat conștiință de masă privind nemurirea și continuarea vieții în viața de după ieșirea din planul fizic, ultimul popor la care s-a păstrat au fost dacii. Ei știau că după ce mor se duc la Zamolse și e bine acolo. Și pe urmă o să vină înapoi și o să continue.
Cum s-a făcut de s-a pierdut și asta? Simplu. Izvorul conștiinței spirituale, cel care alimenta această mentalitate, în iulie 106, după cel de-al doilea război dacoroman, a fost închis. Închiderea izvorului a făcut ca în următoarele 3-4 generații sentimentul de nemurire să dispară din conștiința oamenilor. Și uite așa au uitat că sunt nemuritori. Au uitat și de Zamolse, au uitat multe lucruri. Deci, prima dată, teama față de o posibilă moarte și un posibil final dincolo de care nu mai e nimic, a apărut la greci. Și grecii, dacă ar fi avut posibilitățile tehnice pe care le avem noi acum, probabil și-ar fi făcut câte un selfie. Neavând ei aparate cu care să se imortalizeze, și-au făcut sculpturi în care au reprezentat corpurile lor fizice în cele mai frumoase posturi și ipostaze. Totul la sculpturile respective arată frumos, e superb, e magnific. Da, pentru că așa vroiau să îi țină minte cei care rămân după ei, așa cum au existat. Deci omul a ajuns să se identifice în Grecia antică cu doar cu corpul său fizic, ceea ce este extrem de puțin. Sufletul fiind cel care evoluează și cel care se mută dintr-o viață în alta și care are capacitatea de a evolua. Corpul fizic nu evoluează. Pe asta, după ce îl uzăm suficient de mult, îl stricăm, îl defectăm, declară doctorii decesul corpului fizic, după care îl ducem undeva, îl punem la 2 metri sub pământ și îl lăsăm acolo, unde el se reîntoarce de acolo de unde s-a născut, adică în țărână. Deci putrezește. Dacă tot putrezește, de ce îl chinuim bietul de el să evolueze și îl supunem la toate trăznăile posibile? Că tot îl dăm la topit în momentul în care plecăm din planul fizic. Sunt o grămadă de oameni care se tem de momentul morții. Ce mare lucru! Este ca și cum plec dintr-un oraș, mă duc într-un alt oraș, după care, peste un anumit interval de timp, mă reîntorc în orașul inițial. Este o navetă între planul fizic și planul de dincolo. Atât. Și noi ne temem de această navetă. De ce? Pentru că nu cunoaștem mecanismele, nu știm ce e dincolo, nu ne-a explicat nimeni. Oare cum făceau popoarele din antichitate, acum 3000 de ani, că erau perfect conștiente de lumea de dincolo? Oare cum a apărut cartea tibetană a morților, cartea egipteană a morților, în care îți sunt descriși pașii prin care ieși din planul fizic și te duci dincolo și ești ghidat în așa fel încât să ai repere, să înțelegi totul? E foarte simplu. Imaginați-vă că starea pe care o trăiești atunci când te-ai desprins de corpul fizic este extrem de asemănătoare cu ceea ce trăim noi în fiecare noapte în vis. Moartea seamănă foarte mult cu starea de vis. Și ai nevoie să te convingi, ai nevoie de o perioadă de timp să te convingi că nu, tu nu visezi, tu chiar ai murit. Aoleu, sună criminal. Da, cam așa arată realitatea. Cam așa se trece dincolo. Ca și cum te-ai desprins de aici, ai intrat într-un vis unde totul e un pic mai estompat decât strălucirea planului fizic, unde luminile sunt altfel, unde culorile sunt un pic altfel, dar unde totul există. Așa că ar fi cazul să ne obișnuim cu starea asta. Și cum putem să facem asta? Păi încercând să dezvoltăm un nivel de conștiință cât mai ridicat posibil în starea de vis, adică învățați să visați.
Învățați să trăiți în vis. Și în momentul respectiv, credeți-mă, chiar moartea o să semene cu un vis. Știu, sună cumplit, e șocant. Da, dar e cea mai bună comparație pe care poți să o faci ca să înțelegi mecanismul respectiv. Și atunci, de ce să mă tem dacă e un fel de vis? E adevărat că e mai lung. Numai că în vis nu există percepția timpului așa cum îl percepem noi când suntem în stare de trezire în planul fizic. În vis, timpul are altă curgere. La fel și după ce ieși din planul fizic. Timpul curge altfel. Nu-l mai poți măsura cu ceasul. Iar schimbarea reperelor inițial te debusolează. De-aia a fost nevoie pentru cei care treceau dincolo să existe și cartea tibetană a morților și cartea egipteană, ca să fie ajutat să-și dea seama, vezi că tu acum ai plecat dincolo, nu visezi, ai luat o pauză, vezi că te duci în locul X, acolo aștepți până ți se creează condiții și așa mai departe. Cu toate etapele care sunt descrise acolo. Sună extraordinar de ciudat. Și când mă gândesc că oamenii vor să evolueze, oare cu ce și-or măsura evoluția? Unii își măsoară evoluția cu extrasul de cont. Cu cât are mai multe cifre, cu atât e mai bine. Alții își măsoară evoluția în cunoaștere spirituală. De acord, ok. Cunosc tot ce poate să existe în planul fizic. Dar la nivel de cunoaștere nu e destul să știi. Dacă nu aplici acea cunoaștere în mod concret, palpabil, real în viața ta, dacă nu ai tu experiența directă, verificarea directă a noțiunilor respective, a tehnicilor respective, cunoașterea aia nu e a ta. Este o cunoaștere pe care o cunoști, dar tu nu ai aplicat-o în viața ta personală. Ea va deveni a ta în momentul în care o vei aplica. Până atunci, e doar o cunoaștere pe care o poți folosi, dar pe care încă nu ai decis să o folosești. Sunt foarte mulți oameni care știu și nu fac. Dumnezeu ne lasă și opțiunea asta. Faptul că știi nu garantează că și faci. Așa că primul pas ar fi dezvoltarea cunoașterii. Și asta înseamnă să cauți, să înveți, să te preocupe, să-ți pui întrebări, să întrebi. Să te întrebi pe tine și pe ceilalți. Și mai ales să-L rogi pe Dumnezeu să scoată în cale o conjunctură, un om, o persoană care să te îndrume, care să-ți arate o direcție unde să cauți. E extrem de important să nu luați un adevăr de-a gata, ci să îl verificați pe propria piele, să vedeți dacă acela chiar este așa cum vi s-a spus sau nu. Până nu verifici, e riscant să crezi doar pentru că somitatea X a spus că așa e. De acord, dar hai totuși să verificăm. Poate n-am înțeles noi bine. Practica este singura care verifică. Iar practica înseamnă să aplici acea cunoaștere în viața ta. Bine, cunoaștere sună măreț. Imaginați-vă că în cadrul acestei cunoașteri se ascund o grămadă de adevăruri simple, chiar banale, dar nici pe alea nu le folosim. Toți când aud de cunoaștere se așteaptă la cine știe ce mare secret. Marile secrete, marile adevăruri sunt simple și banale. Aș spune chiar cu o formulare stupidă, dar foarte corectă. Deci e ceva pe lângă care treci așa în zbor și nici nu te uiți. A, ce e fleacul ăsta? Fleacul acela este esențial. Iar acel fleac, dacă îl verifici, dacă îl aplici, poate produce transformări uriașe și te poate vindeca de o grămadă de frici, te poate scuti de o grămadă de probleme. Iar în momentul în care știi,
tot ai două opțiuni. Acele două opțiuni însemnând, bun, știu, dar nu mă obligă nimeni să fac. Dacă vreau să fac, fac, dacă nu, nu. Întotdeauna vei rămâne stăpânul propriei tale vieți. Iar pentru că subiectul este lung, vast și timpul curge nemilos, momentan vom lua o scurtă pauză. Iată-ne din nou împreună la cea de-a doua parte a emisiunii despre frici. Frica de orice. Sunt o grămadă de oameni care se tem de ridicol. Nu vor să facă de râs. Oare din ce s-a născut așa ceva? Din o părere prea bună pe care au despre propria persoană și din dorința de a nu-și pierde acea imagine pe care ei cred că o au. Imaginea asta ascunde, de fapt, în esența ei, o doză de un pic cam mare de orgoliu. Dar ce ai de pierdut? Ok, se întâmplă să nu-ți iasă anumite lucruri. Suntem oameni, nu putem să fim 100% perfecți. Încă nu. Când ajungi perfect, probabil nu mai ești în planul fizic. Ești promovat la excepțional în planul de dincolo. Atât timp cât ești în planul fizic, în tine, ca și om, va exista o parte bună și o parte rea. Nu poți să anulezi niciuna din părți. Nu poți să fii nici atât de rău încât să dispară orice fărâmă din binele tău. Nu poți să fii nici atât de bun încât să nu ai măcar așa un gram de răutate în tine. Dacă ar dispărea una din aceste două opțiuni, n-ai mai aparține planului fizic și ai dispărea din planul fizic. Deci frica de eșec, frica de ridicol, frica de a da greș, nu se justifică. Ce ai de pierdut? Sunt foarte mulți oameni care își imaginează că au ceva de pierdut. Ce? Sunt oameni care se tem să nu greșească. Cum să te temi de greșeală? Greșeala este cel mai rapid instrument pe care îl are omul la dispoziție pentru a învăța. Faci un lucru, constați că iese prost, îl poți încadra la greșeală. Da, dar ai văzut că acea metodă e greșită. Deci a doua oară nu mai trebuie să o repeți tot pe aia. Încerci altfel. Asta înseamnă să folosești greșeala. Dacă nu greșești, de unde să înveți că aia nu e bună? Doar pentru că vine cineva și spune că nu e bună. Omul până nu verifică el singur, nu se lasă. Și are nevoie, e firesc să aibă experiența lui directă. Ia să văd eu că poate mie miese, poate ăla n-a fost talentat. Și constați că acea greșeală chiar e greșeală. Deci, teama de greșeală e stupidă. N-are nicio justificare. Corect este să greșești, dacă tot se întâmplă să greșești, dar să înveți ceva din greșeala aia. Că altfel ai greșit degeaba și asta chiar e enervant. Sau, Doamne ferește, să repeți aceeași greșeală la infinit. Asta e pur și simplu criminal. Păi cum adică te duci și dai de 115.000 de ori cu capul în același zid? Oare mai schimbă zidul sau mai schimbă capul? Dar oamenii repetă aceeași greșeală la infinit. Unora chiar le plac greșelile pe care le fac. Iar dacă încerci să le spui, ei îți confirmă că știu că lucrul ăla e greșit, dar ei vor să-l facă și e dreptul lor. Cine suntem noi să intervenim asupra deciziilor unui om care el vrea să greșească? El vrea să-și facă rău, că așa vrea el. Dumnezeu nu se bagă. Cine suntem noi să intervenim noi? Când nici măcar Dumnezeu nu se bagă. De ce nu se bagă Dumnezeu? Pentru că acel om are dreptul de a învăța din acea greșeală. Iar Dumnezeu are mult prea multă răbdare cu noi. Groznic de multă răbdare.
Pentru că el știe că orice acțiune va genera un efect. Și așteaptă momentul în care efectul acțiunilor noastre să fie atât de urât încât să nu le mai placă. Și în acel moment să nu mai comitem acea acțiune. Dar, cum spuneam, are mult prea multă răbdare Dumnezeu. Iar noi suntem, cum spuneam, prizonierii propriilor noastre obișnuințe, din care nu vrem să ieșim deloc. Ne e bine așa cu durerile noastre, cu greșelile noastre și ținem cu dinții de ele. Ar fi un mare pas înainte dacă am încercat măcar să greșim altfel. Ar fi o greșeală nouă, poate un pas înainte. Deci teama de greșeală iarăși nu se justifică. Teama de un posibil accident sau teama de boală. Unii se tem de accident, aoleu, pățesc lucruri și vai ce o să mă fac după. Dar de ce se întâmplă accidentele? De ce nu pățim toți accidentele, ci doar unii? Pentru că există oameni care, prin modul cum își trăiesc viața, se expun pericolelor. Iar asta este extrem de ușor de observat în astrograma unui om. Există o casă astrologică care îți indică foarte clar predispoziție spre accidente sau nu. Iar o persoană care știe că e predispusă la a păți ceva, n-ar fi corect să acționeze prudent? N-ar fi corect să nu se mai expună riscurilor? Dacă tu nu ții cont de avertismente și tu vrei tu așa de capul tău, vrei cu tot din adinsul să faci fix aia care ți s-a spus că pentru tine e foarte riscantă, păi n-ai decât să o faci. Și pe urmă te miri de ce ajungi la spital și stai vreo 6 luni în gips cu 2 picioare și o mână imobilizate. 6 luni în gips, Dumnezeule. Păi nu era bine să nu mai faci chestia aia? Ei, da, dar bine că e doar atât și că te poți repara. Sunt unii care rămân cu sechele permanente și care nu mai pot fi readuși la starea de dinainte. Și atunci e trist. Dar accidentele, cum să vă spun, accidentele sunt spectaculoase. Ele, într-adevăr, ies din tiparul obișnuit. Dar oamenii se tem mult mai mult de boli. Au subiect grav, boala. Ce este boala? Boala este o anomalie. O situație care n-ar trebui să aibă nimic de a face cu omul. Dumnezeu nu l-a creat pe om bolnav. L-a creat cel mult cu oarecare sensibilități, dar cu boli, nu. În decursul vieților noastre am comis însă destule greșeli, din acelea greșeli repetate, șiruri de greșeli, care au adâncit sensibilitățile și au creat, cum să vă spun, au creat chiar predispoziții spre boală sau boală direct. Sunt unii care se nasc încă din start cu afecțiuni. Bineînțeles că afecțiunile respective, în majoritatea cazurilor, nu te omoară, dar te chinuie toată viața. Și vă dați seama că totul provine de undeva. Nimic nu apare din senin. Toate acestea sunt consecințe ale modului cum ne-am trăit noi viața altădată. Deci frica de boală este o frică teribilă. Aoleu, să nu mă îmbolnăvesc. Corect. Dar mai bine utilizați formularea să fiu sănătos. Sau și mai frumos, sunt sănătos. Boala este ceva la care omul ajunge comițând greșeli grave sau greșeli în mod repetat, așa numitele șiruri de greșeli.
te apuci și faci o prostie. Dar o faci numai pe aia. Și o faci 2, 3, 5, 8 ani la rând, în fiecare zi. Nu-i firesc ca un anumit organ care este supra-solicitat timp de 8 ani de zile să zică, aoleu, nu mai pot. Și organul își suspendă funcțiile, că nu mai poate. E ca și cum ți se strică o piesă la mașină. S-a stricat piesa. Uzură intensivă, ai tras prea tare de motorul ăla, l-ai supraturat, l-ai obosit și acum a făcut poc. Așa și cu organele omului. Un organ supra-solicitat își încetează funcțiile și la ce consecințe ajungem? Păi organele sunt legate toate între ele. Se strică unul automat și următoarele, care sunt pe fluxul fiziologic, se vor resimți și se vor defecta și ele. Întâi parțial, formă din ce în ce mai urât. Și unul dintre organele care se strică cel mai ușor și repede e ficatul. Când vă gândiți la ficat, v-aș ruga să vă gândiți la un fel de aspirator. Cu tot cu sacul din aspirator. Bine, ficatul are 4 lobi, fiecare are o funcție specifică, dar în esență ficatul este cel care drenează, curăță, aspiră tot ceea ce este toxină, indiferent că e fizică, emoțională, dezechilibru energetic și alte lucruri negative care există pe corpurile noastre. Deci bietul de el dă cu aspiratorul non-stop. Cea mai bună curățenie o face ficatul nostru noaptea, cu condiția ca omul să doarmă noaptea, între ora și ora. Are și el o fază de maximă curățenie. Dacă la orele alea tu nu dormi, el nu poate să curețe decât, eu știu, 50-60%. Și se acumulează toxine în organism. Că bietul de el n-a putut să facă curățenie. Toate fricile generează probleme pentru ficat. Toate formele de îngrijorare, de teamă, de orice aoleu, îi dă de lucru ficatului. Și dacă o persoană are frici 10 de ani, cum credeți că o să arate ficatul? O să fie vesel și înfloritor? Nu, niciodată. O să fie, vai de el, abia mai funcționează cu sacul de la aspirator plin și gâfâind bietul de el. Și uite așa se ajunge la diminuarea funcțiilor hepatice cu consecințe urâte pentru tot ce înseamnă mai departe. Pe urmă pică pancreasul și restul organelor care sunt pe flux. Deci frica te îmbolnăvește, îți strică organele. Orice stare de teamă, de frică, afectează direct ficatul. Și păcat. Și gândiți-vă că o toxină fizică, ficatul se descurcă cu orice toxină fizică, dar o toxină emoțională, o toxină energetică, o stare de rău, o stare de durere, cu aia ficatul nu se prea descurcă. Deci ar trebui să fie într-o formă super lux ca să poată să treacă peste toate astea. Deci scutiți-vă bietul ficat de frici, că ar fi tare fericit. Dincolo de toate pilulele pe care le-au inventat farmaciștii ca să ne vindece. Sunt bune, dar în general ficatul se repară, e mult spus, se ameliorează funcțiile hepatice cu buruieni amare. Păi gălbenele, coada șoricelui, ierburi din astea, amare, rău de tot. Asta îi fac lui bine și mai curăță din sacul ăla de aspirator care e tot timpul super plin. Deci frica strică rău de tot ficatul și celelalte.
Frica este paralizantă și frica, dincolo de faptul că indică lipsă de cunoaștere, dincolo de faptul că generează nenumărate probleme, mai are și o altă componentă. Frica înseamnă lipsă de Dumnezeu. Un om care are o relație bună cu Dumnezeu, un om care are și el Dumnezeul lui la care poate să apeleze oricând, un om care trăiește cu Dumnezeu, ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu? Păi simplu, te trezești dimineața, trebuie să te duci să desfășori activități, dar primul lucru pe care îl faci, Doamne, astăzi vreau să fac voia Ta. Ajută-mă, Doamne, să fac voia Ta. Măcar atât. Să-L anunț pe Dumnezeu că și azi intenționez să îți vezi de treburile tale, să faci ce vrea El să te vadă făcând și să-i cer să te ajute să faci asta, să îți iasă. Asta e una din formele prin care trăiești cu Dumnezeu. Știu că sună periculos, așa, sună măreț a trăi cu Dumnezeu. O relație directă în care Dumnezeu e cel mai bun prieten al tău, cel căruia îi te plângi când nu mai poți, cel căruia îi ceri ajutorul tot când nu mai poți. Și gândiți-vă că oricât de apropiați n-ar fi oameni, rudele, chiar și partenerul de viață, relația cu Dumnezeu e numai a ta. Și deși trăim viețile împreună cu alți oameni, uneori chiar în relații extraordinar de strânse, totuși relația ta cu Dumnezeu e privilegiată. Iar fiecare dintre noi ne naștem, trăim și murim singuri. Și în tot acest timp nu l-avem alături decât pe Dumnezeu. Din când în când mai apar și niște oameni care stau, eu știu, 10, 20, 30 de ani, după care dispar, apar alții. Dar Dumnezeu e acolo pentru noi tot timpul. Iar pentru cei care nu au o relație cu Dumnezeu, la ei apar fricile. Păi dacă tu ai o relație cu Dumnezeu, ce poate să ți se întâmple? Nu vei fi scutit de probleme pentru că trebuie să treci prin examenele respective. Dar știi că îl ai alături oricând. Doamne, cu asta ce fac? Descurcă-te că dai examen. Ok, dau examen. La altele te ajută. Păi nu vezi? Ia-o la stânga. Iar a trăi cu Dumnezeu, unii nu folosesc tehnologia aceasta. Să zicem că asculți vocea îngerului păzitor. Nu contează, important este să ai un prieten undeva în planurile spirituale și să îți dea un sfat, să îți dea o direcție. Nu-ți trebuie mai mult. Nu-ți trebuie marea formulă a fericirii, care de altfel nici nu există. Fiecare își creează fericirea așa cum și-o imaginează el. Și pe fiecare îl fericesc altfel de lucruri. Dar fericirea, după cum spuneam, este tot o creație individuală, unică, a ta. Fericirea mea nu seamănă cu fericirea altora. Și așa mai departe. Deci, frica, lipsă de Dumnezeu, și asta e grav, mai ales că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte mândri de evoluția lor spirituală, dar care au frici. Frica de ce? De ce aș putea păți? Păi ce pot să pățesc? Să pățesc ceva și să ies din planul fizic așa brusc? Ok, nicio problemă, că mă duc, stau, mă odihnesc și pe urmă mă întorc și o iau de la capăt. Deci n-am pierdut nimic. Doar că nu voi mai fi cu aceiași, voi fi cu alții, probabil prin alte meleaguri, dar nu-i problemă, că tot în planul fizic vii. Și credeți-mă, moartea e o chestie simplă, rezonabilă chiar, comparativ cu ce ai putea păți. Un lucru urât de care
de care nu că ar trebui să ne fie teamă, dar ar fi bine să-l evităm, să nu comitem acțiunile care îl generează. Imaginați-vă cum ar fi să îți asumi niște riscuri și ca urmare a acelor riscuri să te trezești cu o boală care să te chinuie vreo 20-30 de ani. Indiferent că acea boală îți aduce un dezechilibru locomotor și nu mai poți să te deplasezi, sau îți alterează memoria și uiți cum te cheamă, uiți unde stai, Alzheimer și alte de-astea, sau, Doamne ferește, o boală teribilă, cum ar fi Parkinsonul. Lipsa de control asupra membrelor. Și încep să tremur, și tremur non-stop, și tremur și în somn. E adevărat, în somn tremur mai puțin. Dar când te trezești, iar te apucă tremuratul. Și tremur 20-30 de ani. Aia da. Aia e o treabă urâtă. Și gândiți-vă că acel tremurat îți răpește posibilitatea de a face o grămadă de lucruri, dar îți lasă mintea brici. Deci mintea îți funcționează perfect. Ești conștient de tot, dar nu poți să faci nimic. Poți doar să gândești. Aia este o consecință urâtă, foarte dură și, Doamne ferește, să comiți ceva care să te ducă acolo. Aia e o problemă. În rest, credeți-mă, moartea e ușoară în comparație cu 20 de ani de chin. Iar fricile n-au ce căuta în viața unui om. Ca să scăpăm de frici, după cum am zis, trebuie întâi să cunoaștem, să studiem, să învățăm. Ar fi trebuit să învățăm lucrurile astea, care sunt lucruri de bază, simple, în sistemul de învățământ. Momentan nu e în programă. Chinion, ce să facem? Trebuie să completăm această cunoaștere necesară pentru viață. Efectiv pentru viață, nu pentru altceva. Sunt reguli de viață, sunt principii de viață pe care nu le cunoaștem, necunoscându-le nu le respectăm și ne expunem la o grămadă de probleme. Iar acele probleme ar fi putut fi evitate. Extrem de ușor. Și scăpăm de o grămadă de necazuri. Dar asta înseamnă să vrei să știi. Cum se acumulează cunoaștere? Păi, ori te apuci și citești, dar e greu să selectezi ce e bun de multele titluri care se publică, ori te duci la în locurile unde persoanele care cunosc persoane talentate țin cursuri și încerci să înveți ceva de la ei. Ce înseamnă așa ceva? Bănuiesc că nimeni nu s-ar duce la un curs cu principii pentru viață. Aolul, la ce-mi trebuie așa ceva? Nu, cursul trebuie să aibă o denumire periculoasă ca să-mi stârnească interesul. Toată lumea vrea curs de tarot, curs de cabală, curs de numerologie, de astrologie. Da, ok, n-am nimic împotrivă. Sunt spectaculoase. Dar unde înveți să trăiești? Pentru că a învăța să trăiești înseamnă să știi care sunt lucrurile pe care trebuie să nu le faci ca să nu te mai doară, ca să nu mai ai necazuri, ca să nu mai ai probleme. La așa ceva oamenii nu vor. Și, cum spuneam, suntem prizonierii obișnuințelor noastre. E greu, cum adică să... Și așa n-am timp, vin obosit de la servici sau mai știu ce alte activități desfășor și n-am timp să mă mai duc să fac și cursuri, plus că trebuie să mă transport și e greu, mai costă și ceva bani, e complicat. Și atunci, să nu vă mirați dacă o să aveți exact aceeași viață ca și până acum. Iar a învăța
E una dintre soluțiile cu care poți să te vindești de frici. Cunoașterea este cea care îți oferă răspunsuri și care omoară fricile. Da, cunoașterea omoară fricile. Iar cunoașterea înseamnă și cunoașterea a tot ceea ce reprezintă viața și a tot ceea ce reprezintă viața de dincolo, pentru că și dincolo există viață. Moartea este doar o trecere între viața de aici și viața de dincolo. Și până când oamenii nu vor învăța asta, se vor chinui. De ce? Pentru că nu știu. Mai rău este nu că nu știu, că nici nu vor să știe. Câți oameni vor să facă un efort să învețe ceva despre cum ar trebui să-și trăiască viața? Puțini, dar e dreptul lor. Iar frica, după cum spuneam, se vindecă prin cunoaștere, frica se vindecă prin îmbunătățirea relației cu Dumnezeu, cu toate ierarhiile spirituale și restul despre frici ar mai fi ceva care ajută la reparat sau la grăbit procesul de dispariție a fricilor. Dar asta se încadrează la cu totul alte lucruri. Există niște sanctuare în munții Orăștiei, în cetățile dacice și vreo două dintre ele se ocupă și de problemele de eradicare a fricilor. Dar despre asta vom avea ocazia să vorbim într-o altă emisiune. Până atunci, Alexandru Nicolici vă urează toate cele bune!